Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Eli Roman, continuă special B1 TV aici la B1 cu emisiune despre ceea ce înseamnă în acest moment vaccinarea antigripală. Pentru că în fiecare an, toamna, ne aduce un inamic nevăzut, dar care se poate dovedi foarte periculos pentru mulți dintre noi. Vorbim, practic, în această seară despre gripă, despre cum se anunță sezonul gripal din acest an, dar și despre vaccinarea antigripală împreună cu invitații mei, cei dumneavoastră. Dați-mi voie să vă-i prezint în platou alături de mine, profesor universitar dr. Luiza Spiru, profesor la UMF Carol Davila, de asemenea președinte al Fundației Ana Aslan. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, Eli, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și domnul doctor Nicolae Fotin, medic epidemiolog. Bună seara, domnule doctor. Seara. De asemenea, mulțumim că sunteți alături de noi, pentru că este o tematică foarte importantă. Eu, vorbind în nume de mamă a trei copii și foarte precaută și prevăzătoare, am și achiziționat acest vaccin antigripal. Asta ca să știți din capul locului cu cine stați de vorbă. Acum, a cui ne adresăm, este foarte important să conștientizeze nevoia vaccinării, care sunt categoriile vulnerabile și nu în ultimul rând momentul în care să facem această vaccinare antigripală. Pentru că începutul lunii noiembrie, chiar începând chiar din octombrie, dacă mi-aduc eu bine aminte, vorbim de acest sezon gripal. Suntem în plin sezon cu vaccinarea antigripală. Nu știu care sunt cele mai noi date statistice, poate dumneavoastră le aveți vis-a-vis de evoluția acestor vaccinări, însă aș vrea să vă întreb de ce este nevoie și să învețe și telespectatorii de o protecție împotriva gripei și care sunt persoanele cele mai vulnerabile vis-a-vis de efectele pe care le are asupra corpului nostru gripa. Doamna doctor. Toată lumea este vulnerabilă, dar aș vrea să, pentru că spunem tot timpul vaccinare, vorbim de gripă de data asta, vorbim de gripă sezonieră, deci nu vorbim despre altceva. Când vorbim despre gripă sezonieră în plin sezon de vaccinare antigripală, trebuie să ne reamintim că gripa ucide sau poate ucide și că vulnerabilitățile sunt în toate categoriile de vârstă. Rolul meu este să vorbesc foarte mult despre cei care sunt cu adevărat cei mai vulnerabili și cei care înregistrează poate cea mai mare rată a internărilor și a complicațiilor legate de gripa sezonieră, nu numai în România, dar în plan global, și să nu uităm că gripa afectează la nivel mondial peste câteva sute de milioane de oameni. Și în momentul în care vorbim despre asta, să nu uităm că fiecare dintre noi poate fi vulnerabil, de la copii, adulți, până la adultul vârstnic, cum îi spunem noi, nu folosim cuvântul bătrân, pentru seniorul, că este stigmatizant. Nici măcar senior, îi spunem adult vârstnic, pentru că altfel este stigmatizant termenul. Și adultul vârstnic, din păcate, este poate cel mai vulnerabil din cauza unor complicații care apar odată cu înaintarea în vârstă. Dar fiind în plin sezon de vaccinare antigripală, este momentul să ne gândim serios. Eu mi-aduc aminte că toată viața mea, de când am început să mă ocup de lucrul acesta și de pacienții noștri, în fiecare sezon gripal era o tradiție să ne vaccinăm atât noi, personalul, antigripal, bineînțeles, cu vaccinul gripal, dar și pacienții noștri și să și conseiem pe aparținătorii pacienților noștri să facă acest lucru. Și uite că am trecut cu bine și peste perioade mai grele, de care nu ne mai place să ne amintim, de acei 2 ani și jumătate din viața noastră, care nu au fost ușor pentru nimeni, dar cred că tocmai pentru că putem astăzi să vorbim despre prevenție folosind vaccinul gripal în plină perioadă de gripă sezonieră, cred că prevenția ar trebui să fie cuvântul cheie sau atitudinea pe care trebuie să o avem în mod corect toți, indiferent de vârstă, dar cu precădere cei care sunt cu adevărat vulnerabili, adică adultul vârstnic. Domnule doctor Fotin, în fond, majoritatea oamenilor, bun, am făcut gripă. Și ce? O să treacă. O gripă. Poate că nu toți suferim la fel de intens în urma acestei grife. Unii dintre noi, categorii mai vulnerabile, putem avea o turnură a gripei nefavorabilă, ajungând chiar la deces, spunea doamna doctor. Gripa ucide. Cum reușim să educăm, să facem această prevenție și să spunem, bun, dincolo de faptul că e doar o gripă, pentru
gravide, copii, adultul vârstnic nu poate fi doar o gripă care trece luând repede câteva pastiluțe, bând niște ceaiuri, stând la căldurică și hai că trec. Așa și este. Tocmai experiențele de-a lungul anilor de confruntare cu gripa, care este o boală infecțioasă, virală, determinată de virusul gripal, nu este o noutate pentru nimeni, a determinat autoritățile de sănătate publică să elaboreze politici în jurul exact acestor persoane pe care le-ați enumerat, considerându-le vulnerabile. De ce vulnerabile? Pentru că în rândul acelor categorii de persoane s-a constatat exact acea rată crescută de complicații în situația în care contactează virusul gripal și a ratelor de deces. Astfel că Organizația Mondială a Sănătății și toate autoritățile, inclusiv cele din România, consideră că copiii mici, gravidele, persoanele peste 65 de ani, persoanele care asociază alte boli cronice, de la hipertensiune, boli cardiovasculare, neurologice, oncologice, pacienți care sunt pe imunosupresoare, în fața acestui virus, reacționează altfel decât ar face o persoană cu un sistem imunitar puternic, valid, neocupat de alte patologii. Dacă ne uităm și la sezoanele noastre gripale, cum au evoluat ele, dacă ne uităm la ultimul, de exemplu, au fost înregistrate câteva mii, spre 4.000 de cazuri confirmate de gripă, ele ne reprezentând circulația efectivă, adică nu putem spune doar 4.000 de cazuri. Ele au ajuns în sistemul de supraveghere al autorităților de sănătate publică. Adică au mers la medicul de familie, au fost confirmate cu laboratorul pe o serie de criterii. Nu toți pacienții sunt testați cu laboratorul. La fel, acestor mii de cazuri li se alătură cazurile, de asemenea, monitorizate de pacienți care au avut sindrom respirator asemănător gripei. 10.000 de cazuri, spre 60.000 înregistrate. Și, de asemenea, mai există, pe baza unor definiții de caz, o monitorizare a sindromelor respiratorii acute severe, iarăși unde au fost înregistrate sute de cazuri. Acestea fiind indicatorii care creionează imaginea circulației virusurilor gripale, singure sau în asociere cu altele, la un moment dat în cadrul sezonului gripal. Dacă ne referim la internările pentru că pe lângă complicațiile pe care le dă, numărul mare de internări pe care aceste patologii, această boală le aduce pentru sistemul de sănătate, e unul important. Aproape 30% din pacienți ajung să necesite intervenția sistemului de sănătate, chiar dacă spuneați că o parte dintre noi... Da, numai că aici, dacă o să-mi permit să intervin, pentru că într-adevăr, în practica noastră curentă și aia ce am văzut și în sezonul gripal trecut, din păcate, complicațiile pe care le înregistrăm la pacienții fragili, cei cu imunosensibilitate, cei care nu mai au, cei de peste 60 de ani și care au, știți că noi vorbim de două concepte de imunodeficiență, pe măsură ce îmbătrânești, apărarea organismului în fața inclusiv a acestor stresori scade. Și al doilea concept pe care noi îl folosim și care este o bază în analiza complicațiilor gripei sezoniere este fragilitatea. Pentru că aceste persoane vulnerabile au cel puțin două comorbidități, două boli asociate. În momentul în care ei pierd capacitatea de a se adapta în fața unui nou stresor, cum este virusul gripal în plin sezon, în momentul acela își pierd și capacitatea de a lupta cu acest agresor. Și dovadă că aceste comorbidități, aceste boli asociate, din păcate, capătă o dimensiune alarmantă, pentru că există un risc mai mare de infarct de miocard la acești pacienți, de 10 ori mai mare, există un risc mai mare de cu 8% procentual pentru accidentele vasculare cerebrale, există un risc enorm de pierdere autonomiei acestor pacienți fragili. Și aici, când vorbim, sunt studii făcute în case rezidențiale, în case unde stau acești pacienți vulnerabili, vârstnici, acești adulți seniori, cum le spuneți dumneavoastră, noi le spunem adulți vârstnici, dar să nu uităm că și componenta pneumonia de cele mai multe ori este complicația numărul 1. Dar nu este atât.
Pentru că vorbim de decompensarea diabetului zahara de tip 2, vorbim de decompensarea diabetului zahara de tip 1. Deci ne confruntăm, cel puțin în ultima perioadă, cel puțin de o lună de zile, noi în clinică avem în continuu probleme și complicații cu acești pacienți pe care încercăm să le facem față cu succes, să le putem reda autonomia acestor pacienți care, din păcate, are o perioadă în care este mult diminuată, cel puțin în perioada de spitalizare. Adică trebuie să vă gândiți la acest lucru și la aspectul preventiv. Deci ca să nu ajungem aici, este foarte bine să ne preocupăm de aspectul acesta și să ne vaccinăm pentru... Dincolo de eforturile, iată, mass media de a informa, de a educa și contăm pe sprijinul specializat al medicilor, cred că un rol important îl au în continuare și medicii de familie. Și enorm, în ultimul rând, sigur, tot ceea ce se întâmplă și în plan internațional, studiile, sigur, care vin de acolo, Organizația Mondială a Sănătății, care trage în fiecare an semnale de alarmă cu privire la această imunizare, și aș vrea să vedem și un material pregătit cu principalele argumente pe care le au specialiștii în privința importanței imunizării antigripale. It is extremely important to prevent influenza so that the comorbidities that are there, the co-diseases that are already existing in the society, they don't become worse and lead to death. Gente que tiene 30 años, 20 años, 17 años, esas personas en general parece que olvidan que la vacunación de gripe está dirigida directamente a ellos. Piensan que la vacunación es algo de viejos. La vacunación es algo que debe hacerse en primer lugar a todos los pacientes que tengan un factor de riesgo. En segundo lugar a los niños y el objetivo mayor de la OMS a las embarazadas. Mesmo a vacina não sendo 100% eficaz, tendo uma eficácia entre os 40% e os 60% contra a gripe, mesmo assim significa que tem uma importância muito grande na prevenção das formas mais graves de doença e das suas complicações. E isto significa que nós temos capacidade de as pessoas vacinadas, mesmo tendo gripe, tendo formas mais ligeiras. Așadar, nu sunt dubii în privința acestor argumente în favoarea imunizării antigripale, mai ales că aș vrea să aducem în discuție și faptul că anul acesta au fost ceva schimbări în privința administrării acestui vaccin antigripal. Până acum s-a găsit în cabinetele medicilor de familie, unde ajungea distribuit fiind de Ministerul Sănătății. Acum va fi achiziționat de pacienți din farmacii în urma unei prescripții electronice eliberate de medicul de familie. Hai să vedem exact acest circuit, dacă eu l-am redat corect, domnule doctor Fotin. Foarte corect. Bun. Dacă până acum eram obișnuiți ca, într-adevăr, vaccinul gripal să fie achiziționat de către Ministerul Sănătății pe baza raportărilor din teritoriu, de la medici de familie în special, și în urma unei achiziții centralizate făcute de Ministerul Sănătății, în acest an există o schimbare de paradigmă, zic eu, extrem de bună, care va crește accesibilitatea la vaccin și vaccinare în sine, prin două mecanisme care au fost implementate de Ministerul Sănătății începând cu acest an. 1. Renunțarea la acea achiziție centralizată, acea licitație, care de cele mai multe ori se termina târziu și de cele mai multe ori făcea ca începerea campaniei de vaccinare să fie devansate către lunile noiembrie-decembrie, și al doilea, crearea cadrului legal și a posibilității tehnice de realizarea vaccinării, a acțiunii de vaccinare, la nivelul și al altor furnizori de servicii medicale, cum ar fi farmaciile comunitare, farmaciile de circuit deschis. Realizând prin aceste două schimbări majore, odată faptul că, iată, campania de vaccinare a început din luna octombrie, fără întârziere, cine dorește poate realiza imunizarea, și circuitul este solicitarea de la medicul de familie și nu numai, pentru că pot prescrie vaccin antigripal și alți medici, pediatri, medici epidemiologi, medici infecționiști, câtă vreme au un contract cu casa, nu doar medici de familie. Și noi facem acest lucru în clinică, la externare, facem rețetă electronică pentru pacienții care sunt vulnerabili, ei se duc, își cumpără și iau vaccinul din farmacie,
și aleg ei unde vor să se vaccineze. Dar pentru prima oară această facilitate de a putea fi vaccinat și în farmacie este am intrat în lumea civilizată. Asta vreau să zic, este un model consacrat în străinătate. Da, exact. Da. Este un model care într-adevăr a fost implementat și în România, luând ca model alte state care au demonstrat că această accesibilitate este mult mai ridicată, mult mai ușor. Treci pe lângă o farmacie, ai rețeta electronică, poți elibera vaccinul și poți face și vaccinarea în sediul farmaciei și îți continui treaba pe mai departe. O vaccinare gratuită în continuare pentru aceste categorii vulnerabile, bolnavi cronici, gravide, gratuite. Este ca la orice alt medicament, să spunem, care e în sistemul de rambursare. Vaccinul gripal este gratuit pentru categoriile de risc, vârstnicii peste 65 de ani, gravide, creșterea grupei populaționale a copiilor de la 6 luni la 18 ani sau mai puțin de 19, pacienții cu boli cronice enumerate mai devreme de orice vârstă, personalul medical și auxiliar, centrele de rezidență a seniorilor. Pentru aceștia sunt compensate 100%. S-a creat posibilitatea și pentru persoane peste 45 și sub 65 de ani care doresc să se vaccineze și vor să se protejeze de a face gripă, de a beneficia de acest vaccin într-un procent de rambursare de 50%. Dar dacă îmi permiteți, domnule doctor, este foarte important, noi ca și medici, rolul nostru este să-i sfătuim pe pacienții noștri. Vulnerabilitatea ține într-adevăr, deci persoanele cele mai fragile sunt cele de peste 60-65 de ani, dar să nu uităm că sunt și adulții activi care au vulnerabilitățile lor, sunt oameni tineri care au neoplazie, au cancer, sunt oamenii care au imunosenescență, suferă din punctul acesta de vedere și sunt bolile psihice. Iarăși, depinde foarte mult de medic și de relația dintre medic și pacient. Depinde foarte mult de noi cum recomandăm și cui recomandăm acest lucru, dar vorbind despre prevenție, din nou, pentru că suntem în perioada în care încă putem să facem prevenție vaccinându-ne pentru împotriva virusului gripal. Este perioada optimă, doamna doctor, este, da? Într-adevăr, da. Octombrie, perioada, noiembrie, dar cel puțin așa arată datele statistice. Dacă această gripă continuă să circule, oricând e binevenită această imunizare. Nu trebuie să rămânem cantonați că dacă nu am făcut în octombrie și noiembrie, nu ne mai putem vaccina în ianuarie sau chiar decembrie. Da, sigur, putem să facem asta, dar întotdeauna acest program de vaccinare depinde foarte mult de datele epidemiologice. Este foarte, domnul doctor, epidemiolog, eu vă spun că am văzut datele și că în ultimul timp vorbim foarte mult despre acest lucru și despre pacienții vulnerabili, cu precădere de adultul vârstnic vulnerabil. Într-adevăr, e foarte important acest lucru, dar să nu uităm că cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât rezistența la rezultatele vaccinării este mai mare și complicațiile pe care le are gripa însăși, complicațiile gripei sunt recunoscute inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, cel puțin în plan cardiovascular, al complicațiilor de tip cardiovascular, adică știm cu toții la ce să ne așteptăm și știm cu toții ce riscuri există dacă oamenii nu sunt educați și nu acceptă faptul că trebuie să prevină potențialele complicații pe care gripa le poate aduce în viața lor și în ceea ce înseamnă calitatea vieților, pentru că până la urmă calitatea vieții contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar cu atât mai mult pentru cei vulnerabili. Și mă întorc puțin și în timp, domnule doctor, dacă putem face câteva contextualizări vis-a-vis de ceea ce însemna această imunizare înainte de perioada pandemică, ce înseamnă acum această imunizare, cât de deschiși suntem în a merge și a solicita astfel de vaccin care în fond ne va face viața mai ușoară nouă, a familiilor noastre, a rudelor noastre, pentru că evident nu vrem să îmbolnăvim toată familia având o gripă și stând doar așa acasă, că lăsați că o tratez eu, o să-mi treacă și merg mai departe. Merg mai departe eventual mai slăbit decât am intrat în această gripă. Așa este. Acum, dacă e să ne referim la perioada pre-pandemică și la acești indicatori de pe care noi numim rate de vaccinare, de acoperire vaccinală, nu putem spune că am stat minunat.
Ca să vă dau un exemplu, Organizația Mondială a Sănătății recomandă niște indicatori de eficiență a acestor programe, inclusiv de vaccinare, și recomandă ca, de exemplu, categoriile cele vulnerabile să fie vaccinate într-un procent de 75% pentru a asigura un sezon gripal, să spunem, fără evenimente nedorite, cu un număr scăzut de controlabil. Decese, controlabil. Dacă ne uităm la datele noastre, România se află la aceste categorii de persoane cu rate de acoperire cuprinse de-a lungul anilor între 20-23%, poate un pic mai înalte în rândul persoanelor personalului medical, unde ajungem la 40-50% rate de acoperire vaccinală. Există însă situația sau posibilitatea ca aceste rate de vaccinare să fi fost și să fie și din cauza accesibilității de care vă spuneam mai devreme. Nu aș dau-o pe lipsa noastră sau pe intenția noastră de a ne vaccina. Vorbim totuși și de educația noastră, este ceea ce importantă. Este prevenția sănătății. Este indiferent importantă. Că vorbim de gripă, prevenția în general. Și prevenția înseamnă educație, ăsta este adevărul. Educație, așa cum faceți voi în momentul acesta, educație făcută prin noi, care avem contactul direct cu pacienții, educație făcută de epidemiologi, educație făcută de clinicieni, de practicieni, de oameni, de medicul de familie, care este, știți că este partenerul nostru cel mai potrivit în toate aceste campanii. Dar, vedeți, până la urmă, medicina evoluează, iar veștile bune în România, cel puțin anul acesta, eu sunt foarte fericită, pentru că exact asta, eu fac și cercetare de 35 de ani, medicina evoluează inclusiv în ceea ce privește vaccinul antigripal și există vaccinuri acum pregătite special pentru cei care sunt vulnerabili, pentru adultul vârstnic, care au, comparativ cu dozele standard, care sunt pregătite tocmai pentru a preveni complicațiile legate de gripă la segmentul acesta. Și datele clinic randomizate spun că aceste rezultate în plan preventiv reprezintă aproximativ 65%, ceea ce este enorm. Deci numai când ne gândim la asta, nu putem să nu apreciem dinamica cercetării medicale, inclusiv în domeniul acesta, și faptul că avem la îndemână instrumente astăzi, pe care însă trebuie să le folosim. Și trebuie să le spunem oamenilor că e nevoie să facă asta. În acest demers al nostru de a educa publicul, aș vrea să vă întreb, domnilor doctor, variantele de vaccinuri care există în prezent pe piață pentru românii care vor să se imunizeze și dacă există diferențe între aceste vaccinuri. Există, cel puțin în segmentul de care mă ocup eu, există vaccin tetravalent cu doză mare, cu doză crescută, comparativ cu doza standard, care exact așa cum vă spuneam, este pentru prima oară lansat în România și este rambursat 100% și este disponibil peste tot. Asta vă spuneam că și în rețetele electronice pe care noi le recomandăm în special pacienților noștri tarați, vulnerabili, tocmai pentru a preveni riscul complicațiilor care apar în plin sezon gripal, și tocmai pentru a le face, a împărtăși informațiile pe care le avem, este disponibil. Deci este un vaccin tetravalent cu o doză mai mare, deci cu o doză înaltă de anticorpi, care este disponibil pentru prima oară în România și a fost lansat foarte recent în România. Noi știți că nu avem voie să folosim termeni comerciali, nu este locul și momentul, dar avem, există. În același timp există și vaccinurile, cele pe care le știm și cele care sunt la rândul lor disponibile în farmacii, dar vestea bună este că pentru segmentul vulnerabil de peste 60 de ani avem această veste foarte bună. Și datele sunt absolut extraordinar de bune. Aș insista un pic să vorbim pe limba celor care ne urmăresc, să vorbim de două tipuri de vaccinuri. Tipuri de vaccinuri care acoperă absolut pe oricine. De la administrare injectabilă, cunoscută administrare intramusculară, tradițională, să spunem așa, administrare intranazală sub forma unui spray pentru, să spunem, copii de data asta, cu administrare de la 2 ani la sub 18 ani. Și, într-adevăr, s-a considerat că la persoanele peste 65 de ani este necesară o anumită structură a compoziției unui vaccin. Și pe lângă ce exista până acum, care se administrează de asemenea și la aceste persoane, a apărut și o nouă variantă de
vaccin. Deci există o diversitate de vaccinuri în România, totul e să ne dorim să ne vaccinăm. Sigur că decizia, indiferent ce comunicăm noi, aparține medicului care prescrie, cunoscând particularitățile pacientului respectiv, pentru vaccinare. Pentru că ați amintit foarte bine acest aspect cu întârzierea imunizării antigripale în anii trecuți, în urma licitațiilor, achizițiilor pe care trebuia să le facă Ministerul Sănătății, mi-aduc bine aminte cum că anul trecut ajunsesem undeva prin luna ianuarie spre sfârșit, întrebându-mi pediatrul dacă să le mai fac acum vaccinul copiilor. Zice, absolut normal, tu nu vezi câtă gripă e în continuare? Fă-le și acum. Nu există, nu, un termen. Acum, un sezon gripal debutează, să spunem, în luna decembrie începe să urce numărul de cazuri confirmate de gripă, cu un vârf în luna ianuarie-februarie, după care începe să scadă și întreg sezonul se întinde între octombrie până în mai. Până în mai. Până în mai, da. Eficiența vaccinului administrat. De când ideal, se vede? Ideal ar fi să facem acum. Octombrie, noiembrie, decembrie. Trebuie să ținem cont, în funcție și de circulația comunicată de către autorități, că de la data vaccinării până la instituirea protecției ne trebuie 2 sau 3 săptămâni în funcție de fiecare. Așadar, sfatul pediatrului în luna ianuarie anului trecut, când anul trecut a avut o particularitate că sezonul gripal a debutat mai devreme, a ținut mai mult, a fost cu un număr mai mare de cazuri, a fost unul bun. Chiar și în ianuarie, dacă ne-a prins neimunizați, o putem face în contextul în care în jurul nostru circulă gripa nestingherită și vedem... Așa este, dar să nu uităm că perioadele de vârf sunt înainte de sărbători și așa timpul este. Sărbătorilor. Ideal și este imediat după. Perioada imediat octombrie. Și mai aș vrea să facem o precizare telespectatorilor asta prin, repet, prin prisma faptului că sunt mamă de 3 copii. Imunizarea poate începe de la vârsta de 6 luni, da? Da. Injectabil. Iar acest vaccin intranazal poate după fi administrat ani. De la 2 ani. Prima doză, da, însă, la bebeluș, trebuie făcută repetată. La copii cu vârstă prima mai mică imunizat. De 9 ani. Deci la toți copiii cu vârsta între 6 imunizare. Luni, la prima imunizare, dacă au mai puțin de 9 ani, trebuie administrate 2 doze cu o pauză între ele de minim o lună. Foarte important și acest aspect de precizat. Dacă ar fi să ne uităm puțin în istoria noastră de a ne imuniza, care sunt primele categorii de populație care merge să se imunizeze? Sunt persoanele... Copiii și adultul vârstnic, vă spun. Adultul vârstnic, da. Și copii. Și copiii și adultul vârstnic. Cel puțin în experiența noastră și de centru de excelență în cealaltă parte este aceeași. Adică întotdeauna, deci de când mă știu eu, întotdeauna avem cereri în perioada aceasta, octombrie, noiembrie, toată lumea ne întreabă ce facem, cu ce ne întotdeauna sfătuim, pe cei, noi le cunoaștem toate vulnerabilitățile, comorbiditățile și spunem, trebuie să faci neapărat acest lucru, avem grijă cum să-i sfătuim, care să fie momentul potrivit, pentru că nu trebuie să aibă răceală banală în momentul aici în care aici vreau fac să asta. Ajung în final. Am luat rețeta de la medicul de familie, am achiziționat de la farmacie vaccinul. Și mi-e curge nasul și sunt fragil. Nu putem să-l administrăm dacă noi avem o banală răceală. Părerea mea... Febra este contraindicație, da. Nu orice rinoree este contraindicație la vaccinare. Dacă febra este mare, peste 38... Amânăm vaccinarea până scade febra. Și evident alte contraindicații, eventuale alergii la administrările anterioare, dar sunt destul de limitate. Iar la segmentul vârstnic, să știți că la adultul vârstnic nu întotdeauna febra este un semn patognomonic, pentru că ei nu fac febră foarte ușor. De aceea sunt mai multe semne aici. Nu este ca și la copil. E și durerea în gât, e și durerea de cap, e și fotofobia, sunt mai multe. Sunt apoi e accentuarea acestor simptome ale bolilor asociate pe care le au.
greutate în respirație, adică îți dai seama, înțelegi repede dacă persoana respectivă este în risc, nu trebuie să facă în momentul acela. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte interesantă, care a ajuns către publicul nostru, cel care ar trebui să se imunizeze, iată, antigripal în această perioadă. Nu există neapărat acum, octombrie-noiembrie, atunci când găsiți, când ajungeți la medicul de familie, pentru că trebuie să faceți un drum către un specialist. Trebuie doar să-i ceară rețeta. Ca să cereți rețeta, să mergeți la farmacie și apoi să vă reîntoarceți pentru a fi administrat acest vaccin. Îi mulțumesc doamnei doctor Luiza Spirun, domnului doctor Nicolae Fotin. Vă mulțumesc și dumneavoastră. O scurtă pauză publicitară, ne reîntoarcem cu previziunile pentru săptămâna viitoare în plan local și internațional.